Mițu rămâne fără pantaloni în casă? Ăsta este un șor de baie care se dizolvă în apă și este interzis din cauza faptului că foarte multă lume era princuită la piscină și rămâneau fără nimic pe ei în apă, așa că hai să testăm și noi dacă e chiar reală chestia asta. Chiar se dizolvăiam? Ne-am echipat și hai să intrăm, tată! Mama mea, bă, deci au un material foarte mișto, adică gen chiar nu-ți dai seama! Sunt foarte curios să văd cum o să stea treaba în câteva minute. M-am întins și m-am relaxat pe acolo, iar după ceva timp se întâmplă asta. Băieți, stau de vreo 10 minute, uitați-vă cum se rupe, cât de ușor se rupe toată treaba. Bă, băiatule, uite cum se rupe totul, trage așa un pic de el și s-a rupt instant. Uitați-vă cum se rupe, până și plasa asta s-a rupt toată și s-a fărămițat toată, s-a dizolvat toată. Și uitați-vă, literalmente a rămas doar șiretul, uitați-vă la șiret. Cam așa asta treaba, mai am doar elasticul ăsta de la el, atâta mai rămas. Bine că-i interzis produsul ăsta, frații mei, că e prăpătul după lume.